De la 1 ianuarie 2016 intră în vigoare o nouă directivă europeană, companiile de asigurări fiind nevoite să aplice noile standarde financiare cerute de Comisia Europeană. Astfel, acestea trebuie să pună deoparte mai mulți bani pentru plata daunelor, ceea ce va duce și la scumpirea asigurărilor. O scumpire care va fi tot mai greu de suportat de proprietarii de mașini. Mai exact, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România oferă un exemplu simplu de preț în cazul autoturismului românesc. Costul unei polițe de asigurare obligatorie pentru o Dacie ar putea depăși 1000 de euro. Situația se schimbă și în cazul tinerilor ce au o vârstă sub 30 de ani. La baza unei polițe de CEA stau mai multe criterii de calcul. Să iau în considerare vârsta asiguratului, adresa de domiciliu, marca mașinii, combustibilul, capacitatea cilindrică, puterea motorului, istoricul bonus-malus. Acestea, din urmă, se calculează raport la anii de când un șofer are mașina înmatriculată pe numele lui, prin urmare a poliției RCA diferă de la o persoană la alta. Tinerii cu vârsta de 25 de ani cu o mașină cu motor de 2000 de centimetri cubi are o poliță în valoare de 3200 de lei, încheiată pe 12 luni. De la 1 ianuarie acea șofer va plăti în jur de 3700 de lei pe an. În cazul altor categorii de autovehicule, scumpirile vor deveni de nesuportat. Dacă în 2013 cotațiile uzuale RCA erau sub 1000 de euro pentru un autovehicul de transport mărfuri sau persoane, iar cele excepționale erau de 3000 de euro pe autovehicul, în 2015 cotizațiile uzuale RCA pentru vehiculele de transport mărfuri și persoane au trecut de 3000 de euro pe vehicul. În astfel de situații, directiva europeană pune în pericol întreaga economie națională și populația. Singura soluție care ar veni în ajutorul populației ar fi intervenirea guvernului, sunt de părere reprezentanții UNTRR. Asigurarea RCA Carte Verde este o asigurare obligatorie pentru toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România sau din orice altă țară, semnatara sistemului Carte Verde, având rolul de a suporta daunele produse într-un accident cauzat de deținătorul asigurării.